Consilierul județean independent Liviu Andrei nu va renunța la politică. Fostul prefect de Gorj se va înscrie într-un alt partid politic, dar nu a spus deocamdată care este organizația în care se va înscrie. Acesta a fost înlăturat din PMP Gorj după alegerile europarlamentare. Liviu Andrei a declarat la SUDFM că după alegerile prezidențiale va anunța noua formațiune din care va face parte. 2020 este un an capital pentru mine. De ce spuneți? Este un an capital, că este anul marilor ambiții, dacă voi merge alături de o echipă politică, iar dacă nu va exista acest 2020, nu va mai exista niciodată. Adică varianta este to be or not to be. Adică a fi sau a nu fi. În condițiile actuale, este un to be fără niciun fel de problemă către o echipă puternică, dar nu sunt finalizate discuțiile. Consilierul județean Liviu Andrei este profesor universitar la Universitatea Arădeană Aurel Vlaicu, instituție în care spune că a reușit să implementeze mai multe proiecte care vizează activitatea de educație fizică și sport. Acesta a anunțat că va candida la alegerile viitoare din 2020, cel mai probabil pentru un nou mandat de consilier județean.